La finalul săptămânii trecute s-a desfășurat etapa a 8 din Liga a 3 la fotbal, seria 10 -a. Zecea. Oaspeții CSM-ului au fost cei de la Sănătatea Cluj, echipa aflată în prima parte a clasamentului și care venea cu un moral bun după victoria din deplasarea de la Sânt Andrei din etapa trecută. Prima repriza a partidei a fost una fără prea multe faze importante, singura fază mai fierbinte fiind în urma unui corner de partea dreaptă, când după centrare Dunca a fost faultat în careu, iar arbitrul a acordat fără ezitare penalti. Repriza a doua începe perfect pentru CSM Sighet, iar în secunda 40, atacantul Emmanuel Mensah scapă singur către poarta adversă și înscrie pentru 1-0. În ultima parte a partidei, oaspeții pun presiune pe poarta CSM-ului și reușesc să egaleze în minutul 90 plus 2, printr-un șut din afara careului, trimis direct în vincul porții de către Saroși. Imediat după reluare, la ultima fază a partidei, mingea este centrată în careul oaspeților, iar Zaharia trimite cu capul în plasa porții, aducând bucuria pentru suporterii din tribună. Meciul s-a încheiat cu scorul de 2 la 1, în urma căruia CSM Sighet urcă pe locul 4 în clasament cu 11 puncte și se pregătește astfel pentru deplasarea la carei pentru meciul împotriva celor de la Victoria, echipa aflată pe locul 6 în clasament.